s-a inaugurat astăzi podul de la Brăila. Felicitările merg însă către un cetățean care ieri a tăiat singur o panglică în semn de protest pentru ceea ce urma să se întâmple astăzi. Adică o reuniune de tot felul de decidenți ai statului român, o paradă de costume masculine de vară care ascunde de fapt incompetența și incapacitatea de a munci și de a pregăti astfel de proiecte. În 2021, când am ajuns la minister, am fost șocat să constat că drumurile de legătură pentru acest pod, fără de care nu poate fi folosit, nu erau nici măcar autorizate. Am pus urgent echipa la muncă și cu multe ședințe cu bătăi de cap, în martie și mai al lui 2021, am reușit să dăm toate autorizațiile astfel încât cei 21 de kilometri de drum de legătură să poată fi executați. Din păcate, doar unul dintre cele două drumuri de legătură este gata astăzi, când a fost deschis podul. Rămâne și podul cu restricții de noapte, rămân și vreo 10 km spre Jijila, spre Tulcea, care încă nu sunt finalizați. Rămâne și legătura cu centrul Abrailei de rezolvat. Ceea ce s-a făcut astăzi a fost să avem discursuri. Asta este diferența dintre fapte și vorbe, domnule Ciolat.